care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Sinaxar. Astăzi, 5 noiembrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților mucenici Galaction și Epistimii. Galaction și Epistimii au fost pe vremea împărăției lui Deciu și a lui Secund guvernatorul. Galaction era feciorul lui Clitofont și Leuchipei, amândoi fiind de lini. Au învățat ei dreapta credință de la oarecare monah cu numele Onufrie și s-au botezat. Asemenea și Epistimii, fiind și ea din părinții lini și măritată după Galaction, a fost botezată de el. Și păzindu-și amândoi fecioria nevătămată s-au călugărit și suferind tot felul de aspră petrecere și îndurând patimă rea, au fost prinși de dregătorul Ursu. Și fiind aduși la cercetare, au fost bătuți rău și cu trestii ascuțite pe sub unghii înțepați, li s-au tăiat mâinile și picioarele și după aceea și capetele. Și era Sfântul Galaction de 30 de ani, iar Sfânta Epistimii de 16. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Ermeu, Lin, Gaie, Filolog și Patrova. Aceștia toți erau din cei 70 de ucenici ai Domnului Hristos și Patrova, de care mintește și Dumnezeiescul Apostol Pavel în epistola sa către romani, a fost făcut episcop la Poțiola, pe mulți a botezat și i-a dus la Hristos, iar Ermeu, de care amintește de asemenea Sfântul Pavel în epistola către romani, a fost făcut episcop filipenilor, iar Lin, după cum spune Sfântul Apostol Petru, a ajuns episcop al Romei celei mari, iar Gaie, de care iarăși amintește Sfântul Apostol, a fost episcop Efesului, iar Filolog, și de acesta amintește Sfântul Apostol Pavel, a fost așezat episcop al Sinopei de Andrei cel întâi chemat. Aceștia fiind episcop în cetățile arătate și multe încercări și necazuri suferind pentru cuvântul dreptei credințe, și pe mulți învățând și lui Hristos aducându-i, s-au săvârșit în Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților Domnin care în foc s-a săvârșit, Timotei, Teofil și Teotim, care s-au săvârșit fiind bătuți cu pumnii, Doroteu prezbiterul, care s-a săvârșit fiind dat fiarelor, Eupsihie și Carterie, care s-au săvârșit tăindu-li se părțile cele ascunse, Silvan, care s-a săvârșit fiind bătut în temniță cu pumnii, și Pamfil, care s-a săvârșit în temniță zdrobit. Tot într-o această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Grigorie, arhiepiscopul și mărturisitorul Alexandriei. Acest între sfinți, părintele nostru Grigorie, din tânără vârstă a iubit pe Hristos și s-a împodobit pe sine cu toate virtuțile cele după Dumnezeu. Drept aceea, după săvârșirea preasfântului papă al Alexandriei, a fost hirotonit arhiepiscop Alexandriei de către episcopii ce se adunaseră împreună și de către poporul iubitor de Hristos. Și s-a făcut preales dascul ortodoxiei, fiind blând, smerit, milostiv, părinte sărmanilor, sprijinitor văduvelor, povățuitor rătăciților, doctor celor bolnavi, mângâiere celor scârbiți. Și se putea vedea că toți se bucurau și se veseleau pentru dânsul, dar lucrătorul de sminteală, diavolul, intrând în împăratul acelei vremi, Leon Luptătorul împotriva icoanelor și insuflându-i socotințe prea întinate, l-a făcut să trimită să aducă pe sfântul legat de la Alexandria la Constantinopol. Și aceasta făcându-se și înfățișându-se sfântul înaintea lui,
l-a mustrat pe împărat înaintea tot senatul, numindu-l eretic și fără de Dumnezeu și necredincios, iar tiranul, nesuferind ocările acestea, i-a sușiat trupul cu rănile, bătându-l cu vine de bou, iar sfântul cu mulțumire, suferind bătaia, zicea către cei de față, pentru sfânta icoană a Hristosului meu, gata sunt a suferi tăiere pentru toate părțile trupului meu. Acestea auzind, spurcatul împărat a poruncit ca sfântul să fie surghiunit și mergând fericitul în surghiun și câțiva ani acolo petrecând, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucinici Castor și Agatanghel, care prin sabie s-au săvârșit, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.